Da, bună dimineața. Bună dimineața cu dimineața cu căcărața. Am avut o noapte foarte, foarte șmecheră. Ud, nici nu știu cum am culcat. Da, cam asta e noapte ce am avut-o eu. Acum am zis că le duc la spălătorie, nu mai duc nimic la spălătorie. Le duc așa să vă spălătorie. Să mă duc încolo, să mă duc înapoi în oraș, să mi le pun la Oscar, trebuie să apar, da? Mă duc cu Costi la lucru, eu mă duc la fi pe Maniago, să rusca ele. Să rusca ele, să rusca. Hai, de unde e cortul? Gartă. Și punga, iudă, gartă. La uscaia pe geantă. La Crăciunul celălalt, cum am zis, chiar cum am făcut o glumă cu Costi, ajuns la Crăciun la Maniago. A, păi că cam atunci și cred că ajung. La Crăciun. Cred că la Crăciun la Maniago. E ca așa ploi, ai, cu dimineață. Pe dimineață când a dat un trăznit, i-am găsit că cade casa asta pe mijloc. Deja uite așa am făcut cu mâna, am găsit că cade pe mine ceva aici. Extraordinar. Așa. Foarte, foarte. Foarte nașa. Pelerina și pantaloni, îmi plec încă ultima pleacă de pantaloni scurți, le arunc. Da. Încep și arunc tot, tot, tot. De ce s-a cu pelerina? Dacă nu iau pe mici, s-o pun pe cărți. Și așa o pun pe cărți, s-o flăbă. Ruscaia, mă duce pe stradă, pe stradă.
geanta n-ai pus pe pământ. N-ai pus să stai geanta. Pus asta. Asta e un căcat de rusă, mă, că trecea pe pământ. Pus asta de la geanta. Cea mai agitată noapte care am avut, cea mai agitată. Am luat într-una și simțeam apa cum e sub port. Să mă iasă numai, da, zic, mă, da, asta e. Degeaba, nu m-am putut culca cum trebuia. Asta e viața. Asta e viața. Asta e manevre de sărăcie. Bine că am pus asta. Bine că am usa asta, fratul Costi, Dragoș. Acum când îmi fac cortul, nu mai îmi fac cortul așa, gata. Mi-a schimb statul. Nu mai fac eu cortul numai să fie făcut. Da. Acum fac cortul să fie făcut. Cu usa asta, mai multe foarte mult. Asta o voi pune pe cort și o ia ancora-o în toate direcțiile. Asta o să o pun pe cor și o să o ancorez. N-ai unde, plin de noroi, n-ai cum să-ți faci janta, n-ai cum, că te ferești să nu-ți murdărești nici janta. Plin de noroi, mă, pe ploaie e plin de noroi. Plin de noroi. Noroi, am zis, noroi. Asta e istoria mea de dimineață. Mașina, oricum o face prin jetul mașină. Așa că mă duc înainte, direcția aia. Mă duc în direcția aia, de totul că... Nu trebuie. Nu m-am trebuit acum apă, că apa nu mai... După ce să beau apă? Că nu-i cald, că nu mă bag greutate pe geantă. Nu m-am trebuit apă. Asta e. Trebuie mai mult să stau sticluță mici. Pe trasee trebuie să-mi iau sticluță mici. Pe dealuri este apă câte vrei. Mulți pe dealuri. Trebuie să-mi iau pe sticluță mici. Da, asta e și șmecheria. Și treburile. Unde ieșim? Haideți, aici am fumat cu catasară. Aici pe treburi. Cam asta e. Asta e. Asta e. Și cum să iau geanta asta în spate să nu mă murdăresc. Da, stai că trebuie să pun stativul. Da, băieți, cam asta a fost storie de dimineață. Când am cursat, trebuie să închid stativul, să pun stativul. Asta a fost storie de dimineață, băieți. Aici m-am culcat în partea asta, pe cum vedeți. Dar vrea să vină o femeie aici cu câinele, m-a văzut pe mine, se întoarce. Și asta e combinația cu femeile astea de care umblă cu câini pe la ora asta până în câmpuri. Da, asta e, gașcă, asta e istoria de dimineață. Ce să vă mai spun?
Să nu sunt apele mele. Ce fain e. Nu sunt în apele mele, nu m-am cucat deloc și aia asta udă pe mine. Acolo mi se te-am zis că dacă prind undeva soare și ajung undeva mai mult în direcția aia, undeva să găsesc un loc, am eu vreme, atunci mi le întorc toate. Uite că acum e și soarele, dar în partea aia cred că plouă. Exact în partea aia, mă duc în partea unde plouă. Asta e, veți, m-am pupat și ne auzim. Pe unde o vine femeia asta, nu? Și după acolo vreau să mă duc și eu. Acolo trebuie să mă duc. Dacă o vine pe ea pe undeva, înseamnă că poate să vină. Da, am văzut bagaj, că astea sunt ori de dimineață. Multe nu sunt de sus. Suntem într-o manevră foarte, foarte nașa. M-am văzut, pa, pa.